Să fii ales la ruletă e un privilegiu, iar Bianca se bucură de acest avantaj pentru a doua oară. De data aceasta simte cu adevărat responsabilitatea puterii. Am avut o noapte grea în care nu am putut dormi, bătea foarte tare vântul. M-am tot gândit care ar fi acea formulă de patru persoane care se potrivească perfect în momentul acesta. M-am gândit, dintre cei patru, de doi sunt sigură în momentul acesta. Nu știu dacă lucrurile se vor schimba după ce vorbesc cu colegii mei. Ar fi Sorin și Adina. I-am ales pe cei doi deoarece știu că își doresc și am auzit de mai multe ori în campul nostru că au venit cu propunerea de a-i alege și de a-i scoate la joc pentru că au rămas fără resurse, nu mai au mâncare. Ultima masă a fost o ceapă împărțită în patru, deci este destul de greu. Sper să găsesc o formulă care se potrivească cu Sorin și Adina. După ce voi merge în campuri pe rând și voi întreba desigur dacă își dorește cineva să iasă la joc. Cred că colegii mei vor fi de acord cu alegerea mea. Fără alarma ceasului, trezirea pe insulă are loc treptat. În timp ce unii concurenți încă mai dorm, alții își caută de lucru prin tabără sau pe plajă. Cei mai matinali au fost de această dată vestici. După plecarea lui Cătălin în camp, atmosfera este una bună, la fel ca înainte. Doar în seara, când trebuia el să fie acolo propus spre eliminare, să-i se ofere brățara, noi am crezut toți că Alin să-l salveze, dar din păcate Alin s-a sucit, ca să zic așa, și ne-a zis ieri că l-a prins jocul. Am simțit că cei din campul meu se așteptau la mine să îi ofer brățara lui Cătălin, dar eu nu am lăsat să se înțeleagă acest lucru. E cineva care vrea să-l salveze pe Cătălin? Dacă va pierde unul dintre colegii mei, cu siguranță îl voi salva. Soarta mea e în minele lui Alin, aparent. Concluzia e că sunt dezamăgit. Eu le-am spus tuturor, jocul este individual și la fiecare probă voi da tot ce pot și tot ce am mai bun să câștig acea probă. Că e brățara lui, face ce vrea el. Adică și eu, la rândul meu, poate acum zic, zău ție brățara și pomă zic, adapt, stai că vreau să mai stau. Am simțit niște săgeți către mine de la Cătălin, pentru că mesajul lui înainte de a pleca a fost unul de genul, deschideți ochii, nu aveți încredere în nimeni. Eu am făcut greșeala de a transforma un joc individual într-un joc de echipă, ceea ce m-a costat. Dacă ajungeți patru, oricare, sau trei, cum a fost astăzi, fiecare e pentru el. Poate până la le-a deschis ochii, eu i-aveam deschis deja, eu știam că de la început e un joc individual. Eu nu l-aș condamna pe Alin pentru că a vrut să rămână. Febra jocului până la urmă ne prinde pe toți și trebuie să dăm cei mai buni din noi. Față de zilele anterioare, atmosfera e puțin mai joasă, pentru că continuă să ne plece oameni. În momentul când mi-am dat jos brățara, că Doamne, cât de săracă mă simt, sincer, acum chiar mă simt săracă și pe mână și în interior. Renata, care este o persoană foarte puternică, o persoană pe care eu o vedeam o perioadă îndelungată aici pe insulă, dar este foarte probabil să plece acasă. Sincer, cred că de când am ajuns și am pus piciorul aici, mi-am dat seama că o să schimbe ceva în mine și partea că pe, nu știu pe alții cum mi schimbă, dar pe mine m-a schimbat în bine, m-am redescoperit. Ideea e că până acum chiar am simțit că sunt un bărbat. Așa am simțit eu, chiar dacă aspectul meu poate e gen feminin și așa mai departe. Jur că mă simțeam sincer ca un bărbat. Yeah, yeah, yeah.
mai dorm eu. Păi de ce? Ce? Vântul, nu? Vântul, da. Am numărat stelele. De mâncare ai primit ceva? Ce bună glumă. Te-am așteptat pe mâncare. Doar în gând, doar în gând. Eu am stat tot noaptea să mă gândesc cu formula de 4, care s-ar potrivi. Voi v-ați gândit la ceva în primul rând? Da, normal. Avem 3 opțiuni pentru... Bun, vi le zic pe asta mele, dacă sunt ca așa. Dacă coincid cu ale noastre, e super. M-am gândit la să aleg 2 de la Nordici și 2 de la Sudici. Bine, ok. M-am gândit la Sorin, la Adina. Și ceilalți doi am rămas că vorbesc cu voi. Și eu după aceea am venit cu formulă, dar formulă feminină. Isa, Alina, nu? Alina, Alexandra, notătoarea și cine mai era? Flore. Și am zis că dacă nu, o schimbăm pe Flore și o băgăm pe Adina de la Nordici. Ideea e bună și la tine, ce zic, și eu m-am gândit la o formulă mixtă. M-am gândit nouă mâncare și da, că ar fi un joc interesant să fie 2 de la Nordici, 2 de la Sudici. Să știe dacă e un joc cu mâncare. Da. Ne-am mirosit destul de multe șanse. Acum mai mirosim și pe asta ne merităm soarta. Consider că la ora actuală trebuie să scoatem și să îi provocăm pe cei puternici. Și nu vrem să ne mai asumăm nici măcar 1% risc că o să pierdem. Dacă noi reușim să adăugăm un plus valoare unui pol, acel pol va încerca să preia controlul grupului și este doar în avantajul nostru. Oricum vor fi salvați cei da, care da, pierd. De oricum, fapt, da. Deci 100%. Depinde, cei puternici, cred că tot da, timpul vor fi salvați. Doar că și-au umilința aia. Eu n-aș fi chiar așa sigur că până la urmă. Contează ce... Adică oricum din unul dintre ei o să fie la eliminare și dacă salvează, da, asta e. Oricum o să iasă unul până la urmă și asta e. Dar va pierde din dacă influență. Se... Până nu se echilibrează puțin balanța, vom face nominalizări doar din partea lor. Noi vom sta, vom mai sta puțin. Iza era... Ei, cu Filip, cu Jaguarul, în grupul ăla, unde faci un pic așa de vâlvă, este, cum o cheamă, Alexandra, care îi place mult să dea din gură prin toate direcțiile, oricum vine și la noi, duci și la ei și spune tot ce spune. Alina, fiindcă e prietenă bună cu Flori. Ce părere aveți de combinația Jaguarul-Filip? Alexandra, notătoarea și Izabela. Dar eu am zis că se fie mixtă, dar n-a vrut. Sau poate iese Alexandra. Da, în momentul în care iese Iza, Jaguarul ia razna. Da. Nordicii sunt de partea noastră și cumva e bine să-i avem de partea noastră la mână, știi? Are o responsabilitate față de tribul lui de acolo, că el e până la urmă liderul acelui, așa, să simte obligat, da, să simte obligat să participe ca să aducă reward pentru echipă. Haideți să nu ne ratăm șansa, vă rog, eu frumos. Acum, din punct de vedere omenești, este normal și firesc să-i dea această ocazie, dar, pe de altă parte, din punct de vedere sportiv, eu nu o să facă față. Dacă e decât dacă îl pui cu 3 fete. Bun, dar... Bun, deci rămâne... Dar ascultați, de ce nu alegem varianta aia cu feminin și o schimbăm? Na, nu vreți Flori, o punem pe Adina. Andrei, era Maria, Alexandra, da, Izabela, da, și Adina de la Nordici. Da. Le dăm șansa să se dezvoltuie. Da. Le dăm șansa să se mai... Da. Puțin între ea. Și să se joace. Și să se joace. Următoarele decizii pe care le luăm trebuie să fie să ne protejăm în momentul ăsta grupul cât de bine putem și să nu existe niciodată probabilitatea că cineva, nici măcar de 1-2%, că va putea să plece acasă. Strategiile grupului sunt foarte bune. Deci ce se întâmplă acum e minunat. Doar că sunt puțin așa pe... parcă se prinde puterea aia, ci dai de putere și zici, bă, vreau neapărat să-mi iasă strategia, pentru că e strategia mea și te bați cu pomul în piept că e strategia ta, dar uiți de moralități și chestii de genul ăsta. Într-adevăr, sunt strategiile bune, doar că nu sunt strategiile mele. Strategiile mele o să fie când o să mai rămâne mai puțin oameni pe insulă și nu o să mai facă strategii de grupuri. Da, o să mă duc acum prin celelalte campuri să aud câteva păreri. O să întreb cine și-ar dori să se autopropună și o să revin la voi. Chiar dacă zice că vrea să se autopropună, ce faci? N-o să țin, o să țin cont, dar n-o să, o să, e alegerea mea și o să iau eu decizia. Adică nu o să mă influențeze ce o să spună ei. Noi după ce o să... ne batem între noi, între campuri, e clar că fiecare o să fie pentru el sau să facă mici grupulețe, 2, 3, 4 persoane și atunci o să înceapă cu adevărat jocul.
dimineața! Dimineața! Bună dimineața! După cum știți, a fost extrasă doar la ruletă și am venit să vă spun că mi-aș dori să aud cine și-ar dori să se autopropună. Cred că pot vorbi în numele tuturor. Da. Noi vrem să ne propunem toți. Toți, da. Toți. Pentru că din experiențele trecute, deși ne-am exprimat părerea, nu ne-a pus nimeni. Sau nu au fost puși cei care a vrut Gianni, a vrut Georgiana, cine a mai vrut și nu i-a pus nimeni. Pentru că au crezut că facem vreo strategie sau au crezut că facem vreo... Da, știi că ți-a zis și Armin ieri, da. A fost altă părere de la campul, voi cum ar veni. A crezut că facem vreo strategie. Cum crezi tu? Noi toți participăm toți. E cel mai ok, așa eu zic, 4 băieți și 4 fete, din punctul meu de vedere. Ca sportiv, eu zic că e un joc echilibrat și un joc mult mai ok. Pot fi făcute tot vorbim, mai multe, dar jocul ăsta nu e despre putere sau... Până ajungi la tabel, poate să mai vine altceva în cap. Probele sunt imprevizibile. Da, exact. Nu. Pot fi să-mi pletești un goblen. Cu mai noroc. Și pui pe micut. Da. Poate să fie oricum. Da. Cum crezi tu, așa, fă, da. Noi participăm. Noi ți acceptăm decizia, indiferent de ce. Adică nu avem de ce să ne supărăm pe tine. Da, te-ai gândit să te autopropui? Nu. Sorin accidentat, ți-am recomandat să nu-l bagi. N-ar fi corect okay, nici față de el. Nu se știe la mână, nu se știe să... Și proba cu funia... Îți dai seama, pierdea din start. Pierdea din start. Da, bine, dacă el își dorește... Da, dar din punctul meu de vedere nu e ok. Și asta consider tu. N-ar fi fair play. N-ar fi fair play. Ar fi un dezavantaj din start, orice probă ar fi, clar. Mă duc la Nordic, mulțumesc de sfatul, de părere, cum ați ascultat. Dar așa am avut de fiecare dată, așa că nu mă mai pun pe urechea cum să mă pună astăzi. Chiar vrem să concurăm, chiar vrem să aducem și noi ceva în tabără, la mâncare. Ne este foarte greu că nu mai avem mâncare deloc și de asta eu și Sorin vrem foarte mult să intrăm la concurs, să câștigăm ceva. Eu îți spun și varianta noastră cu cine am vrea. Acum voi vreau să vă decideți. Aș vrea eu cu Adina împotriva micuțul cu Flori. Okay, sau eu cu Adina împotriva blondul cu Izabela. Vizitele celor de la roată care sunt nominalizați și sunt și de la Vestici nu o să ține niciodată cont de părerea noastră. Nu cred că o să-mi schimb decizia. O să aleg ori 4 fete, ori 4 băieți. Deci cam pe asta. Păi bun, asta înseamnă că ai putea să alegi și o fată de la noi? Da, o să iau un calcul, dar când o să ajung la panou, o să mă hotărâs. Deci am obișnuit, am spus și eu și Sorin că vrem să intrăm de atâtea ori la concurs, vin de fiecare dată pe aici, ne întreabă, dar nu țin cont de părerea noastră. Și de asta am fost așa puțin deranjată, că dormeam și nu înțeleg de ce vine. Până la urma urmei, ori vii și ții cont de părerea noastră, ori doar vii ca să... ce? Deci, dacă îi sunteți pregătiți să intrați în joc, nu? Suntem pregătiți și vrem să ne intrăm în joc. Mulțumesc! Așteptăm să vedem decizia. Bravo! Până la urma urmei, nici nu mai contează cine o să fie. Important e să fiu acolo. Să aleagă toi de la noi, băieți? Nu, eu cred că o să aleagă fete. Nu. Eu sunt pregătit dacă vrea să mă aleagă, să-i dea drum. Eu zic că o să aleagă două fete de la noi și două fete de la studici. Bă, toate ca toate, eu vreau să fiu cu Izabela. Măcar dacă îl bagă pe micuțul, măcar să mă bage și pe mine. De ce vrei să concurezi împotriva lui micuțul? Că așa mi-am dorit de la început. Da, vici Goliat. Nu știu exact care va fi formula, dar presimt că va fi Izabela și cu mine sigur. Noi nu prezentăm o amenințare pentru nimeni și de aceea noi nu suntem nominalizați. În afară de mine nu e nicio amenințare, papă. N-a zis el. Va alege pe Ileana și pe Adina. Tehnici pe Ileana? Și
Și eu am avut un feeling acum să uita. Și eu am avut un feeling acum să uita la tine, da. Pe zi ce trece, văd că nu mă simt deloc bine și nu mai pot să continui în ritmul ăsta fără mâncare, da? Da, nu mă dau bătută. Dar sper să facem și noi ceva. Am primit și orez, am primit și porțiile unora dintre concurenți, ce ne-au mâncat, deși ne-au adus nouă. Le-am mai dat și eu de mâncare, le-am mai dat și Argentina, adică mai au mâncare, am vorbit, discutat cu ei și mai au mâncare cam două zile. Dacă ei mi-au adus, eu am mulțumit, noi am mulțumit, dar nu vrem să facem public treaba asta. Asta nu rămâne, poate i-ar deranja pe sudici și s-ar supăra persoana respectivă, peste persoana respectivă. Probabil o să le mai dau din nou mâncare când o să rămână fără, probabil, nu știu, să vedem. Dar deocamdată strategia noastră este una bună. Nu a spus. Putea să spună. Da. Te pun pe tine și pe tine, adică nu văd de ce a spus. Dar tu crezi că lumea păi trebuie să spună? Păi așa mi s-ar părea corect. Păi nu ca să te pregătești. Corect, da, păi, Irene, chiar mănânci orice pe pâine, așa. Da. Le-am spus, dacă intru în competiție cu voi, vă mănânc pe pâine. Adică dau tot ce e mai bun. Și la fel aș vrea și din partea lor, când intră în competiție, să se gândească doar la ei, să nu se mai gândească la tabără, să nu se mai gândească la nimic. Eu vreau să vă zic că eu am observat că băieții din chefu nostru parcă sunt prea autoritari, mai ales cu noi fetele. Tot timpul când e vorba de o strategie, ei vorbesc între ei și parcă noi de cele mai multe ori nu existăm. Nu pot să zic că e de fiecare dată la fel, dar în marea majoritate. De exemplu, Jaguarul, mi se pare că el țipă, efectiv. El când vrea să vorbească, țipă, să fie toată lumea, parcă este regele și trebuie să fie ascultat de toată lumea și altul nu e așa important să vorbească, el trebuie să fie primul. Și nu doar el, și micuțul face la fel și el țipă. Ori nu se prefac că nu ne-au auzit, ori dacă ne ascultă, după se uită așa unii la alții și se uită așa că lasă să vorbească, că noi oricum facem cum vrem noi. Eu dacă o să ies la ruletă vreodată, o să țin cont și de ce zice grupul, însă decizia o să fie a mea și nimeni nu poate să schimbe părerea. Da. Pentru că până la urmă este un joc individual și fiecare este pentru el. Eu am observat că ei încearcă să calculeze pentru ei grupul lor special, să fie bine totul și restul nu contează. Să facem strategiile să iasă, de exemplu, fetele și noi să rămânem. Măi, eu îmi dau cu părerea mereu. Eu mereu, când aud de strategii, mă bag și îmi dau cu părerea. Acum nici n-am prea avut timp să facem strategii, când am căzut la ruletă. Ce strategii vorbim, că am căzut odată, da. Așteptăm să încădem mai mult. N-am avut ocazia, așteptăm să ieșim la ruletă și să facem noi în sfârșit ceva. Dar clar o să ținem cont de părerea grupului, dar decizia ți-a aparține. Exact. Nu poți să ai încredere în nimeni, deci eu cred că sunt ca niște grupuri care s-au făcut. Eu nu cred că băieții sunt autoritari sau sunt... Nu, eu cred doar că ei sunt mai vocali. Cu siguranță pe viitor, deciziile pe care le vom lua vor arăta în ce măsură băieții vor ține cont de, nu știu, părerea grupului sau cât de individualiști sunt. Cu siguranță ai foarte multe păreri, dar să știi, uite, îți spun părerea mea. Da. Nu ești foarte vocală. Dacă simți că nu ai... Da. Am mai spus de câte ori am vrut. Eu cred că de mai multe ori ai vrut decât ai făcut-o. Ce se întâmplă? Cum este și băieții sunt cunoscuți, să zicem, eu cred că și de aia Elena se dă un pic mai pe lângă ei. Când încerci și vezi că toată lumea vorbește peste tine, am zis bine, lasă, nu, că când o să ajung că eu... Suntem civilizați, poți să spui, uite, vreau să spun și eu părerea mea, vă rog frumos să mă ascultați. Da. Nu știu în ce măsură celelalte campuri sunt unite sau nu, sau doar blufează, dar cumva noi la aspectul ăsta mai avem de lucrat. Acum vedem, așteptăm următoarea mișcare care o să o facă. Cu siguranță o să lovească încă în noi și o să ne lovească unde ne doare. Da. Ne așteptăm la orice. Da. Și eu, sincer, părerea mea... Cu toate că de fiecare dată ne-o surprins. Că sunt cu un pas în plus de noi la inteligență. Cuvânt cu cuvânt, frază cu frază, ajunge la ei cum? Așa, prin porumbelul voiajor?
Mai știți când a fost discuția aia? E cineva aia? Care ascultă și se duce și spune motamo, cuvânt cu cuvânt. Pic, știi că a fost discuția aia, că vai, că să nu mai vorbim cu ceilalți din celelalte campuri. Că... Nu, asta a fost asta, o frază spusă la nervi. Asta, nu da, era da, ca da, și da, când cineva se aștepta să nu mai saluți sau să nu mai schimbe vorbă cu cineva din campul celălalt. Nu, a fost o chestie spusă la nervi. Și noi, femeile, putem să gândim și noi avem un creier și noi putem să facem strategii, putem să calculăm lucruri. Oricum, bărbații ne subestimează. Adică subestimează femeile. Așa mi se pare mie. Eu nu cred asta. Ei cred că noi nu facem care strategii, bărbați? Noi nu ne gândim. Care bărbați? Din echipa noastră, bărbații. Ei se gândesc că noi nu facem strategii, noi doar facem treburile de femei, în grup și atâta. Când sunt mai mulți oameni la un loc și atâtea personalități puternice, n-au cum să nu iasă și scântei.